La fel ca și 99% din toți cei care au aflat de noul MacBook, dar nu au avut ocazia să-l țină în mână, eram sigur că este o bucată, mai degrabă o bucățică, de aluminiu care nu face prea multe pentru un pumn de bani. Parțial este adevărat, dar după ce îl utilizezi câteva zile, fii sigur că toată concepția ta despre laptopuri se va schimba radical. Laptopurile, dar mai ales MacBook-urile, au un singur scop: să fie ușoare, portabile și comode în utilizare, fără să îți creeze senzația că ai o mașinărie în geantă. Noul MacBook a făcut toate sacrificiile posibile pentru a aduce această senzație. Altă tastatură, alt trackpad, niciun ventilator, nici măcar logo-ul luminos de la Apple, totul pentru a ajunge la această formă ideală. Este greu de redat grosimea acestui laptop. Nexus-ul meu e la fel de gros, iar dacă să-l comparăm cu un MacBook Air, care este super subțire, pe stauriu poate să-l ia vântul, la propriu. Cum s-a ajuns la așa mărime? Pentru că există o mulțime de piese care nu prea încap în 13 mm grosime. Ei bine, ceva trebuie de reinventat, în altceva de mers la compromis sau chiar ambele. Spre exemplu, aici nici de cum nu încăpea o tastatură obișnuită. Acum tastele au un mecanism nou de dedesubt numit Butterfly. Acesta permite ca tasta să nu se clatine și să se apese ferm pe orice porțiune. De la prima încercare, tastatura e al naibii de incomodă. Ai impresia că ai vărsat ceai peste ea pentru că tastele parcă nici nu se apasă, dar rămân blocate. După o săptămână, nu vrei să te desparți de ea. De fapt, acest review a fost scris în întregime cu această tastatură și a fost poate cel mai plăcut text scris pentru review-uri. Trackpad-ul a fost la fel un compromis, dar s-a transformat într-o invenție nebună. Deasupra avem doar o sticlă, iar dedesubt 4 sensori ce detectează forța cu care apeși. Respectiv, atunci când apeși, ca tare ai doar senzația că apeși. Sunetul și clicul sunt generate de câteva motorașe care imită clicul. Invenția dată permite să ai un clic obișnuit și force touch-ul, ca un fel de al doilea click. Adică ai apăsat odată și mai poți apăsa încă o dată, de parcă ai avea două nivele. Asta lucrează ca un click în plus, spre exemplu, poți apăsa mai tare pe un cuvânt pentru ca să vezi explicația lui din dicționar ori un articol de pe Wikipedia. Sau pe un link pentru a vedea preview-ul întregii pagini, același lucru și cu oricare fișier. E o invenție nouă și chiar super utilă. În general, sistemul de pe Mac aduce, ca de obicei, stabilitate, comoditate și consum de puține resurse. În toamnă apare și noul update OS X El Capitan, care promite să deschidă fișierele și aplicațiile de 4 ori mai repede. Desigur că pe noul Mac asta nu se va simți tare, pentru că și așa se deschide îndeajuns de repede. În schimb, restul noutăților, ca spre exemplu split screen-ul, în sfârșit. Spotlight-ul, care va lucra ca un fel de Google pentru Mac-ul tău. Adică poți scrie documente pe care le-am editat în iunie și acestea apar imediat. La fel și multe alte tweak-uri care vor face experiența pe Mac și mai plăcută. Apreciez foarte mult display-ul. Aici avem renumitul Retina Display cu o diagonală de 12 inch, care a fost la fel îngustat și calibrat pentru a reda cât mai bine culorile și a consuma mai puțină energie. Mai există display-uri bune la laptopurile de pe piață, ca spre exemplu Lenovo Yoga 3 Pro cu un display Quad HD, dar modul în care arată acest display nu cred că are adversari. Alt lucru vital, în afară de un display bun și de o tastatură comodă, este bateria. Un laptop atât de subțire poate fi portat oriunde, respectiv ai nevoie de destulă energie pentru a ajunge la sfârșitul zilei. Apple oferă 9 ore de activitate neîntreruptă, eu am reușit să scot aproximativ 7 ore utilizând luminozitatea la maxim, downloadând filme, muzică și rulând mereu câte 4-5 aplicații. Ăsta e un rezultat super pentru orice laptop și se datorează faptului că noul MacBook este practic umplut cu baterii. Iar pentru a încăpea și mai multe, acestea au fost proiectate pe straturi. Doar această mică placă din mijloc este tot hardware-ul laptopului. Aici e și memoria, și procesorul, și memoria operativă, tot. Avem un procesor Intel Core M de 1,1 GHz cu un turbo boost de până la 2,4. Dar nu vă așteptați că el să aprindă turbo boost-ul la fiecare 5 minute. Plus 8 GB de RAM și 250 de memorie internă. Cu așa construcție, trebuie să luăm în considerație faptul că, dacă vrei să mărești puterea, practic nu ai cum. Să fie clar, laptopul nu e niciun caz pentru aplicații puternice. În testele de benchmark e pe la coadă. Respectiv, dacă prinzi un Photoshop sau o aplicație mai puternică, e clar că
se îngreunează. Dar, by default, navigând, scriind e-mail-uri, texte, vorbind pe messengere, privind filme și toate astea concomitent, laptopul se descurcă de minune. Optimizarea din partea Apple își face treaba. Pentru că în această gamă de laptopuri super subțiri și super scumpe mai sunt și Lenovo Yoga 3 Pro, pe care l-am testat recent, care are exact același procesor. Dar modul în care lucrează nu este cel mai strălucit. Plus că un mare avantaj față de adversari este că noul MacBook nu are ventilator. Pur și simplu stai în fața unui calculator mut, care nu scoate niciun zgomot. Exact ca o tabletă cu tastatură. Și nici de încălzit până la refuz, tot nu aș putea spune că ajunge. Speakerele, idee nu am ce au ascuns ei acolo, dar sună al naibii de bine. Asta trebuie să auzi pentru ca să-ți dai seama că laptopuri cu așa speakere rar ai văzut. Vă garantez că sună mai tare decât majoritatea laptopurilor pe care le întâlniți. Iar acum, minusurile. Desigur, cel mai mare minus pe care nu am cum să-l iert sunt porturile. Portul. Acest laptop are unul singur, Type-C. Astfel de porturi o să vedeți tot mai des în telefoane, tablete, laptopuri. Prin ele poți atât încărca device-ul, cât și transmite informația și cel mai important este că iadul cu care parte introduci USB-ul nu o să mai existe. Dar totuși, un singur port pentru un laptop, e clar că revoluție e revoluție, dar nu chiar atât de radical. Puteau să bage măcar 2-3 sloturi de acest tip, pentru că la moment nu poți încărca și conecta ceva concomitent. Ai nevoie de un adaptor, care e $70-80. Și chiar fără adaptor, numărul device-urilor cu port Type-C este aproape inexistent la moment. Sau dacă introduceau măcar un slot pentru SD card-uri, tot era înainte. Plus, la asta cablul se scoate foarte greu și dacă l-ai eminat cumva cu piciorul, la revedere $1,300. Desigur că după acest video o să apară o grămadă care vor spune că de banii ăștia îmi cumpăr un PC, serios, că de banii ăștia îmi iau o vacă, un PC, un laptop și mai rămân încă bani. Dar oameni care sunt gata să dea atâția bani, există și ei la sigur vor cumpăra. Și dacă nu ați avea ce face voi cu banii, la sigur ați cumpăra, pentru că este tare greu să nu primești plăcere de la el. Plus că alte modele din gama sa, ca Lenovo Yoga 3 Pro sau Samsung Active 9, sunt la fel de scumpe. Lumea din start îl abordează greșit. Asta nu e un laptop de performanță. După senzație, e ca un iPad cu tastatură, dar care are un sistem de operare complex pentru a face orice task, oriunde. Da, sunt o grămadă de compromisuri peste tot, nici măcar mărul nu luminează. Nu mai vorbim de porturi sau de camera din față. Aici pur și simplu nu a încăput una mai mare de rezoluția 640x480. Dar aici nu este vorba despre prezent, ci mai degrabă despre viitor. Fiți de acord că este unul din cele mai sexy laptopuri de pe piață. Și nici gama de culori nu arată rău deloc, spre exemplu, goldul ăsta nu este ca un lingou de aur, ci mai degrabă are o nuanță închisă. Ce pot să vă spun este că în viitor cam toate laptopurile vor arata așa sau vor tinde să arate așa. Ce drept că poate cu mai multă putere și un USB 2 în plus. Ce puteți voi face este să intrați într-un magazin și să vă convingeți singur de ceea ce am spus eu. Până atunci noi ne revedem într-un nou episod cu Băfăs Vico. Toate bune! Be a G.